Dragi prieteni, bine v-am regăsit! După cum se vede, o zi superbă de toamnă, că suntem în data de 9 septembrie 2023. Și astăzi, până mâine, vreau să stau pe un loc unde am vrut să stau tot anul, pe Someș, în zona Sălajului. Dar din cauza că mai tot timpul a fost foarte murdar, n-am avut șansa și încerc să postez videouri în care se prinde pește și cum se prinde pește și fiecare să învețe ceva din aceste videouri, așa că haideți să vă arăt o locație unde eu voi pescui. După cum se vede, apa este în scădere, dar nu este așa de murdară cum aici a fost un loc. Bineînțeles, oamenii care citesc foarte mult, băi, deci, na, în fine, o să le strâng eu, că nu sunt multe, dar de se vede capa în scădere, cel puțin 20 de centimetri, acolo e zona de flux, unde este curentul mare. După cum se vede, arată foarte bine. Locul larg, o să încercăm să dăm la crap, o să dăm și la somn, caras, nu știu, vedem ce o să intre, important e că e vreme bună și astăzi și mâine se anunță și undeva la 27-28 de grade o să fie astăzi, așa că haideți să începem și să ne pregătim. Astăzi, ieșiți pe Someș și voi încerca să fac o nadă foarte atractivă, având în vedere că stau doar 24 de ori, deci am aici ceva crab caras, preferata mea căpșune și de data și cu frăguțe. Fac aici două pungi și mai am încă, dar bag două pungi până mâine. O să încerc să nădesc un pic zona unde o să dau. Voi mai avea și niște porumbă aici de nădit. Acolo e locul unde pescuiesc și aici încerc să arunc în aval niște boabe. Da, pentru prima montură o să mă duc exclusiv pe momeală naturală, adică naturală vie, și anume o râmă și câțiva viermișori pe gâlegul de sus și pe gâlegul de jos la fel, o râmă mai mare și viermișori. Între timp s-a făcut și nada și vreau să vă spun că e extraordinar de bine colantă. Așa, ia uitați. Să pescuim pe râu și acum mă interesează să se deschidă un pic nada și după aceea să încep și cu porumbul și să atrag un pic peștii pe vad. Hai să dăm drumul. La cea de-a doua montură am ales să fac cu momitor clasic și cu un spin, cu două boabe flotante de porumb. Aramă, bineînțeles, de căpșune. Asta o să fie în partea aceea. Și la ultima am aici un plumb de, nu știu, 60 de grame, dar nu este nevoie. Și am băgat aici un morman de râme și asta va merge chiar ultima parte, deci
ultima parte a plafonului meu de pescuială aici, platou. Haideți să încercăm să vedem. O să dau, cred că, în curent. A, exact. E bun. Și acum așteptăm. Și primul pește, un adevărat monstru. Nici nu știu ce specie e asta, că eu nu am mai capturat-o. Am intrat pe râmă. Dar e un ghiborț sau un fusar sau ceva. Oricum arată foarte frumos peștișorul. De mult tot trăgea la la fir. Numai nu se ridica bambina suficient. Da, uitați cât e de frumos. Nu știu ce pește îi. Eventual mă ajutați voi cu o denumire, că eu nu-mi dau seama. Haide. Hai. Ce camuflaj frumos are pe fundul apei. Practic îi... îi... invizibil la prima vedere. Hai să vedem, ceva trebuie să fie aici, că se simte ceva. Ceva este, nu mare, dar este pește. Asta e cel mai important. Și este un pește agățat, zici că e mătură de știucă. Vine răpitorul și își agață, extraordinar cum s-a încolocit aici. Săbiuța asta sau boarță sau nu știu ce e. Da, pești. Deci s-o prins aici ca și într-o plasă. Am dat în curent. De aia se simțea. Venea în lateral. Da, e deja avut 4 după masa, am văzut cum stă activitatea în afară de ceva prichindei, așa n-am avut nicio activitate, nici somn, nici caraz, nici crap. Astfel sunt la vreo 30 și ceva de kilometri de lacul Sălățig. N-am fost niciodată nici acolo, așa că hai să facem și pe aia, pe la noapte o să fiu la plutărit. Am aici o plută culisantă cu senzor luminos, deci pe baterie, și asta voi face de pe lacul Sălățig, de pe Valea Mineului. N-are rost să stau, mi-am propus până mâine, dar mi se pare că sunt într-o vană fără pește. Și deși locul e frumos, e liniște, e armonie, dar lipsește ceea ce mă interesează, peștele, așa că hai să strâng tot și să plec. Rămâne să ies din porumbul acesta în față de drumul principal. După cum se vede, 32 de grade la ora 15 și 46 de minute.
9 septembrie, zi de vară, până în seară. Vedem ce ne rezervă. Cam jumătate de oră voi avea de făcut până la lac. Probabil va fi lume. Nu mă aventurez să ocup un loc doar de-a dragul de a-l ocupa. O să verific un pic lacul înainte, să văd cine pleacă, cum pleacă, de unde se poate pescui. Am ajuns și pe barajul Sălățic. Da, am ajuns și pe Sălățic. Bineînțeles că am un noroc extraordinar, că am vorbit cu un bun prieten și pescuitul este interzis pe lacul Sălățic. După cum se vede, apa e scăzută, a fost dat drumul la apă, uitați malurile cât sunt de vizibile. Și a fost scos pește de aici, dus pe Someș, dar am venit totuși să văd, să văd și eu lacul. Încă sunt păsări aici. Zonă foarte frumoasă, Valea Mineului. Dar pescuitul este interzis. Păi cum interzis, din moment ce eu am abonament plătit pe un an întreg pe județul Sălaj, cu două lacuri, Vârșol, Sălățic și pe Someș. Pe Someș am fost, ați văzut ce am prins, pe Vârșol să nu m-am dus că e plin de populație perioada aceasta și n-ai loc unde să-ți arunci. Și singurul loc rămas era Sălățicul și e liber, bineînțeles, dar închis pescuitul. No, jucați-o pe asta. Ah, da. După cum se vede, lacul e destul de mărișor, nu se compară cu Vârșolțul. E grete, se văd pe margine. Asta este, o să mă văd nevoie să ajung pe Vârșolț. Exact ceea ce nu mi-am dorit. Nu că nu-mi place Vârșolțul, doar că nu acum, în perioada asta, când e super aglomerat. Facem niște imagini, niște poze și urmează să plecăm. Da, deci se vede malul acela la stuf. Este și un câine acolo, care... Deci lacul cel puțin cu un metru aproape mai mic. Am înțeles că a fost dat drumul la apă, golit. N-am înțeles care e faza. Pește a fost adus pe Vârșor și pe Someș, dat drumul de aici. După cum se vede, niciun pescar. Din moment ce pescuitul interzis, e logic. Da, dați-mi banii înapoi pe taxă. Taxa pentru lacul Sălății, care scrie acolo în permis. Și în cota de pescuit pentru anul 2023. Da, și după multe plimbătură pe astăzi am ajuns pe Vârșolț și am găsit un loc extraordinar. În cel mai înalt punct, cred că. Ultima dată când am fost mi-am umflat glezna stângă. Dar nu știu, mă gândesc să rămân aici sau să încerc de pe baraj. Aici ai avantajul că mașina e lângă mine și la noapte pot să mă odihnesc. Pe baraj nu pot să stau cu mașina lângă mine. Așa că, având în vedere că mai am nadă, bețele sunt făcute, o să le scot și o să le arunc aici. Și am spații de manevră, acolo sunt omnii, 50 de metri dincolo, încă 100 de metri, deci încercăm aici. Hai să dăm. Da, și după ce am reușit să aranjez toate bețele aici, la înălțime, mașina cred că trebuie să o mut, că e cam strâmtă intrarea pentru celelalte mașini, adică trecerea. La bățul ăsta s-a agită ceva, am pus flotante, aici am pus, mama mea lăvie râme cu vierme, aici flotante de căpșună, de porumb natur și câte un viermișor așa agățat în coadă, să vedem, poate că pare vreo plătică, oricum e foarte cald.
Probabil noapte o să mai merg, am luat un pic pulsul de aici, slab, spre foarte slab. Dar nu disperăm. E bine că măcar am găsit loc aici. Hai că avem chiar la asta. Acum s-o tensionează firul să vede. Deci aici avem vizibilitate maximă. Hai să vedem dacă e pe fir. În momentul când îl ridică, e ceva acolo tot. Vă dați seama ce mare pește poate să fie la ora asta. Da, a trecut o oră și ceva de când despre Vârșolț. Am luat un caras de vreo 15 cm, nesemnificativ pentru ce caras sunt aici. Da, chiar înainte să scot bățul acesta de mămeală cu râmă, practic pe călige, nu știu, mi se pare că e ceva că lăsa firul și destul de greu. Da, hai să vedem. Ceva îi. Este ceva. Și acum hai să vedem. Îi cel mai mare somotel care l-am prins eu vreodată. Un somn pitic, chiar că e cel mai mare care l-am prins eu vreodată. Un somn pitic de vot sfert de kil. Da, am mai mâncat somni pitici de pe Vârșoș și a fost bun, așa că și acesta sigur va fi foarte bun, mai ales la cât e de mare. M-am ghițit până măduvă, dar o să-i scot. Mamă, ce mare e! În sensul că astea nu cresc foarte mari, de asta chiar e mărișor. Îl mai arunc încă o dată pentru un somotel din asta mărișor. Încerc să dau cât mai departe. Așa. Ok. Bun. Să vedem, poate că mai intrăm cu somotel până pregătesc eu aici nada și ăsta. După care o să-l scot pe acesta și o să las doar flutantele de porumb. Ei, deja noapte, am luat un cărășel. Aștept să văd ce o să reușesc să mă iau. Între timp aici vecinul cu muzica lui tare, manele, m-a oprit un pic boxele, sper că până mâine seară să nu... foarte deranjant. Da, așteptăm. Nu prea să aud sonorizările la pescarii vecini. Mă refer la cei cu navo model, ceea ce înseamnă că nu mănâncă peștele mare. Vedem. Dragilor, opa! Haideți să... Ce a reușit să-mi intre... Asta se scot aici. Da. Ia uitați aici. Ce dita mai caras. Vai, ce frumos caras. Anul ăsta nu știu dacă am luat așa caras mare pe... Cred că am luat unul, cam tot așa. Dar am crezut că o să faie o partidă super proastă în care... Nu uite aici. La bobe flotante de căpșună. Aromă, deci sunt flotante cu aromă de căpșună. Să nu te pierd că am un somotel și un carășel mic. Hai să te și duc să te și bag la... Uite, deci ce? Asta e talpă, eu am 46 la picior. Deci ăsta e 46, le veritabil. Hai să te și duc. Vai, ce bine că ai intrat pe la 1 noaptea. Liniște totală.
pe lac. Uite așa. Uite-te cum e ăsta pe lângă ceilalți doi pești. Bună dimineața, a doua zi. O dimineață rece, 6:20. După cum se vede, soarele încă nu apropă cer, 10 septembrie. Dar liniște și aici la noi. În sensul că în afară de Carasola și încă un atac care nu a fost concretizat, adică nu mai tras, nu a mai fost absolut nimic. Nu știu. Eu am ajuns la concluzia că lacul acesta este foarte mult influențat de vremea. Dacă e secetă, adică vreme călduroasă câteva zile, peștele nu-i cooperant. Însă dacă sunt trăsături în momentul când e vreme ploioasă afară și vreau să vă arăt aici cuplul de lebede cu pui, cei patru pe care are. Cuplul de lebede care anul trecut le-am văzut și acum au patru pui. Foarte frumos. Na, o să încerc să mai arunc. Cam asta este. Dacă nu dau toată mâncarea la lebede, na, da. De fiecare dată când scot, dipuiesc aici în soluția asta cu căpșune, porumbul ăsta flotând ca să-i oferă o atractivitate mai mare. Aici mai am încă nadă care încheagă foarte bine. Am băgat și bobelele de porumb care mi-au rămas. Bobelele de porumb care, uite, cu ele colează foarte bine. Deci nada stă foarte bine pe poziție aici, pe la o oră jumate, lejer, dar fără succes însă. O să arunc acum. Dar nu am mers cu 60 chiar de data aceasta, dar ok. Așadar, dragi prieteni, am ajuns și la final, că e ora 10 deja, după cum vedeți, e și soarele pe cer, căldură. Am noroc că au venit niște prieteni, Adrian și Dan, în vizită, să mă vadă că am rămas în bune relații cu ei. O să vă arăt ce pești minuni am luat în această aventură frumoasă, cu 3 locuri de pescuit în 24 de ore, așa că... Adrian, te rog frumos să mă ajut un pic. Haideți să vedem. M-a ieșit partida cu carasul acela care a fost în jos. Deci am salvat gherla asta care era să fie cu un somotel. Un somotel și un caras frumos și mai am încă un caras. Da, deci partida a ieșit cu un caras la 900 de grame aproximativ. Frumos. Cam asta a fost. Vă doresc fire întinse. Urmează să ne vedem în clipul următor. Nu știu unde o să-l fac. Așteptăm să vină un pic ploile astea de toamnă, că e vreme de vară în adevăratul sens al cuvântului și așteptăm să vină niște ploi, așa că vă salut și toate cele bune. Rămâneți cu bine!